Așa cum v-am obișnuit, v-am pregătit și eu câteva ponturi, două mai exact, de la Germania-România. X2 la pauză este pontul meu. România să nu piardă în primele 45 de minute. E o cotă de 1,63 și în același timp Gibraltar-Olanda sub 5,5 goluri, o cotă de 1,57 și aici nu mai aștept să vedem foarte multe goluri, cu toate că Olanda... am văzut și în meciul cu Letonia, nu a marcat mai mult de două goluri. Uite, interesant mesajul lui Adrian, ne spune, ar merge că Diego Jota marchează pentru Portugalia. Uite, iar Doru spune Slovacia-Rusia, 1-3 goluri, cotă de 1,39. Spune Alex. În afară de Ronaldo, care are o miză individuală importantă la nivel mare, n-aș fi foarte sigur de pariurile pe marcatori până la ora meciului, pentru că nu știi cu ce echipă intră granzii când joacă cu Gibraltar, cu Luxemburg, cu Malta, adică trebuie să aștept să vezi echipele de stare, ce indica să pariezi online mai degrabă dacă ai astfel de selecții. Da, hai să vedem, Alex, și cum arată etapa 32-a din Super 12. Nu am avut momentan vreo informație că avem un câștigător pentru această etapă, dar hai să vedem deja cum arată runda din weekendul care urmează, etapa cu numărul 32 din Super 12. Alex, pe de altă parte, uite, avem câteva meciuri tari: Sevilla, Atletico, FCSB, Craiova, Genoa, Fiorentina, pe de altă parte, Lens, Lyon, Bilbao, Sociedad, meciuri foarte tari. Spune-ne, te rog, ce ponturi ne mai pregătești pentru astăzi? Da, la Super 12 meciuri foarte tari și cote foarte mari. Asta e rețeta succesului. Le ținem pumnii tuturor celor care intră în concurs. Pentru mâine, Bogdan, noi doi trebuie să ne întâlnim cumva la mijloc, la Gibraltar-Olanda, că eu joc peste 4,5 goluri, deci dacă se dau fix 5, suntem câștigători amândoi, eu am cotă de 1,70. Olanda, eu cred că o să marcheze la foc automat. Gibraltar e slabă, chiar dacă a făcut egaluri cu San Marino, a bătut pe Liechtenstein, mă rog, e mai puțin relevant. Olanda are o echipă care trebuie să demonstreze ceva după eșecul cu Turcia și eu cred că o să apese pedala de accelerație, joacă 4-3-3 ca de obicei. Frank de Boer a fost un pic criticat în ultima vreme, deci victorie mare pentru Olanda, handicapul în joc minus 4,5 și cel puțin 5 goluri marcate în meci. Mă aștept să văd goluri puține în Cupa Africii, Bogdan, în calificările pentru această competiție. Joc sub 2,5 la Nigeria, Lesotho, la Camerun, Rwanda, Maroc, Burundi și cu asta de Fildeș și Etiopia, poate cam 1,60. Singurul meci de goluri pe care îl văd în Africa, Madagascar cu Niger, nu râde, peste 2,5 goluri, cotă 1,80. E un meci decent. Mulțumesc și mult! Te rog. Cam asta ar fi pe mâine, da. Da, mulțumesc mult, Alex, pentru aceste informații și pentru aceste ponturi. Ne reîntâlnim mâine la miezul nopții. Toate cele bune, pe curând!